Iubiți credincioși, să mai citim câteva poezii ale Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, câteva poezii duhovnicești din volumul său de opere integrale, așa numit volum Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț, opere complete, și am ajuns la cea de-a patra parte a poeziilor. Așadar, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, poezii duhovnicești. Istorisire din bătrâni despre pustia Hozevei. Unui pusnic dintre cei din urmă, care a trăit aici în schit, zicea odată către mine, fiind atunci nou venit: Ehe, părinte, nu-ți închipui ce a fost aici la început, când nu era nici mănăstirea, nici schitul nu era făcut. Atunci când creștinătatea era în anii de pruncie, a fost o sfântă așezare până se face sihăstrie. Se spune că în valea asta Sfânta Ana ar fi stat, când prunca ei cea prea curată la Sfânta Sfintelor s-a dat. Din vremuri vechi, necunoscute, când sfinții sufereau prigoane, aici se păstrea cu cinste piciorul drept al Sfintei Ane, care acum este dus la Sfântul Munte Athos. De aici se rândeau fecioare de prea fericiți și stăpâni să fie spre catehisirea femeilor dintre păgâni. Fiind o viață minunată și iscusite într-un crez, ele slujeau la săvârșirea dumnezeiescului botez. Erau la număr o duzină prin darul Duhului alese și jumătate dintre ele cu treapta de diaconese. Creștinul nostru în cetate era atunci aprigonit, iar locul pentru adunare era mereu primejduit. De aceea și catehizarea era un lucru delicat și prin cetăți era cu totul adeseori împiedicat. Aici se pogorau la vale, pe malul Sfântului Iordan, ori la Enon, în valea aceasta, pe unde a botezat Ioan. Bărbații lor era Iordanul pentru botez obișnuit, iar pentru partea femeiască era aici mai ferit, adică Valea Hozevei. Pe urmă, când a biruit credința și lumea s-a încreștinat, atunci și catehizarea din valea aceasta s-a mutat. La Hozeva după aceea au început a viețui călugări mai cu nevoință, care doreau a pusnici. Din cei mai vechi, după Scriptură, aflăm la Sfântul Ioachim 5 pusnici mari, având sălașul deasupra, lângă Țintirim, adică în peșterea Sfântului Ioachim și peșterea Sfântului Ilie, Tezviteanu, au fost primii 5 pusnici cunoscuți în Valea Hozevei, unde s-a întemeiat mai apoi mănăstirea Hozevei de către Sfântul Gheorghe Hozevitul. Iar numele lor erau acestea: Ilie, Prom, Enon, Gheneu și mai la urmă Sfântul Zinon, cel purtător de Dumnezeu. Izvorător de mir cu toții, ei sunt de națiune siri și socotiți începătorii acestei sfinte mănăstiri, adică erau sirieni de origine. La Sfânta Ana, mai la vale, călugării mereu sporesc și repede prefac pustia în rai curat duhovnicesc, când năvălirea păgânească se abate în pământul sfânt, atunci aflăm 5.000 de puznici cu îngeresc așezământ. Pe urmă sabia persană și arăbescul iatagan silesc pe cei care mai scapă să-și caute un alt liman. Deci erau acolo până la venirea perșilor în 614 și în venirea arabilor în anul 630, peste 5.000 de călugări, iată, unde astăzi sunt doar câțiva 5-10 călugări. O bună parte dintre dânsii, lăsându-și valea lui Enon
și ridicând sfintele moaște, se duc la muntele Aton. Iar cei care rămân aici întâmpină multe nevoi, dar rabdă toate pentru Domnul până la marele război. Abia atunci, de grea furtună, călugării s-au risipit, iar schitul și cu mănăstirea s-au pustit desăvârșit, adică în timpul războiului. Acum că n-a rămas de vale, decât ruină și pustiu, îmi vine ca să plâng cu jale, căci toate nu mai sunt, cum știu. Erau atunci căprioare și cerbine erau vecini și greu era să mai pătrundă în vale oamenii străini. Acum s-a mutat și apa, fiind uscată pe canal și nu mai vezi decât bursucii și uneori câte un șacal. Acum toate sunt schimbate, hulumbii doar și huhurezii iau stipând prin pește seara, iar dimineața cherchenezii. Ei parcă plâng, vărsându-și jalea, știind ce a fost aici la schit, când drept cetate era valea cu zidurile ei de granit, stânci în calea vieții. Din muntele din față se rup bucăți de stânci și cad sărind în fundul prăpastiei adânci. Adeseori acestea, când sunt călătorind, pe alte stânci la vale, în drumul lor de sprint. Asemenea și omul, pierzându-și rostul său, de multe ori atrage pe alții către rău. De zgomotul cel mare al apelor din schit s-a tulburat pustia cu munții de granit. O stâncă mai bătrână, lăsându-se de sus, în calea repejunii, ca stabilă s-a pus. De atunci, ca prin minune, pârâul s-a smerit și nu mai face zgomot când trece pe la schit. Căci neputând să calce, grumazul vechii stânci se pleacă pe sub dânsa, târându-se pe brânci. Și în calea vieții noastre, sloboade Dumnezeu, necazul și ispite să ne sporim mereu. Însemnare, am scris această poezie în amintirea zilei când a căzut o coastă de stâncă în spatele chiliei mele, în ajunul zămizlirii Sfintei Ana, 8 decembrie 1955, când s-a stârnit și Revoluția Faraonilor Roșii. Trebuie să menționăm însă că pârâul, când era mic, nu făcea zgomot, dar când a devenit mare, a deschis gălceavă cu stânca din cale care a căzut de sus. Acea stâncă, căzând, iată, a oprit pârâul și care făcea zgomot. Sunt eu sigur că s-a retras acolo, cum se vede, din drum, peștera Sfintei Ana, la Huzeva, dar nu se poate ajunge decât înconjurând din nordul mănăstirii. El căutau liniște de plin acolo, unde nu s-auzea nimic, stând într-o rugăciune desăvârșită și într-o tăcere desăvârșită. Spre tărâmul veșniciei, privesc în vale apa, cum curge zgomotos, grăbindu-se să ajungă la țărmul mării jos. Asemenea cu dânsa se scurge traiul meu, de țărmul veșniciei se apropie mereu. La cale apa geme, lovindu-se de stânci, se aruncă sus și cade în gropile adânci. Cu aceea zdruncinare călătoresc și eu, căci trupul mă apasă și drumul este greu. Precum în urma apei rămâne drept drum bătut și în urma mea uitarea va fi un așternut. În căi răzlețe, din muntele din față se rup bucăți de stânci și cad sărind în fundul prăpastiei adânci. Adeseori acestea, când sunt călătorind pe alte stânci la vale, în drumul lor de sprint. Asemenea și omul, pierzându-și rostul său, de multe ori atrage pe alții către rău. Pe marea vieții, lipsit de fapta bună, se trece viața mea ca noaptea fără lună și fără nicio stea. Ridică-mi, Doamne, ceasa întinsă pe noian, călăuzindu-mi viața spre veșnicul liman, de vântul cel potrivnic să nu mă lași bătut, ci darul milostivnic să-l tins celui căzut. Poza mănăstirii Huzeva, către cel care se luptă și care se miră
că plecăm din mănăstire. Ca să nu ai, părinte, pentru noi nedumeriri, dau în câteva cuvinte poza Sfintei Mănăstiri. Preasfințit lăcașul nostru, cu trecutul luminos, a ajuns la cei de astăzi ca un lucru de prisos. Astăzi are doi egumeni, două moașe la un prunc, care nu se văd cu anii, iar în taină se împung. Unul poartă numai titlul, însă este nevăzut. Altul, care poartă greu, este nerecunoscut. Unul are azi metocul și nu dă pe aici deloc. Altul, care ține locul, n-are lemnișor de foc. Cu ideea că trimite starețul cel de la vale, cei de sus ne cercetează cu provizia agale. Ajutoare din afară, care vin pentru sobor, astăzi nimeni nu mai știe unde se opresc din zbor. Nu degeaba strigă mielul, după cum a zis proverbul, că ce scapă de la capră, recanonisește cerbul. Astăzi grija mănăstirii, personalului sărman, a ajuns, cum zice vorba, gaură într-un noian. Iar atunci când vine boala, în lesnire nu găsești, și de nu te cauți singuri, mor cu zile. Unde ești? Toate merg așa de-a hoața, dacă judeci omenește, însă darul cel din ceruri totuși nu ne părăsește, căci de-a purul sfinții noștri poartă grijă de cei vii și ne ocrotesc în taină ca o maică pe copii. Mănăstirea Sfântului Gheorghe Hozeva, ianuarie 1953. Crucea vieții omenești. Un creștin odinioară tot se căina mereu: grea mai este crucea aceasta ce mi-a dat-o Dumnezeu. Cum o dau, nu merge bine, de necazuri nu mai scap și muncesc din greu ca boul, până cad lângă proțap. Ia că alții sunt mai leniși și trăiesc mai din belșug, numai mie vorba aceea, boii nu mai trag la jug. Și ofta creștinul nostru și mereu era crâgnind. Nimeni nu putea odată să-l audă mulțumind. Însă cel de sus, părinte, care ajută pe Mișel, caută din cele sfinte, cercetându-l și pe el. A trimis la el un înger, noaptea, când dormea trudit, și luând pe om de mână, l-a urcat în deal, la schit. Se făcea că este ziua și erau numai ei doi, între niște cruci frumoase, felurite, după soi. Unele erau de aur, altele de fier și lemn, de argint și de aramă, fiecare cu un semn. Zice îngerul atunci: ia-ți o cruce, care vrei, numai potrivește-o bine și te întoarce la bordei. Lac-o, el apucă în grabă cea de aur mai întâi, încercând să o tăbârcească pe voinici umerii săi. Dar nu-i chip ca să o urnească și privind la ea cu jind, se pogoară mai la vale, la o cruce de argint. De prea multă strălucire nu te poți uita la ea, dar voind el să o ridice, vede că-i grozav de grea. Se mai uită, iar încearcă, până ce-și ia de seamă să-și aleagă altă cruce, tot frumoasă, de aramă. Dar în ciuda lui și aceea pentru dânsul este grea, cea de marmură mai tare, cea de fier cam tot așa. Lângă ele mai la vale vede sub un copăcel cruce de stejar, ușoară, numai bună pentru el. O ridică deși și pleacă, iar îngerul pe drum îl întreabă pentru cruce, dacă-i mulțumit acum. Slavă Domnului, răspunde, tare-s mulțumit cu ea, căci din toate numai asta este după vlaga mea. Îngerul atunci îi zice: omule nemulțumit, pentru crucea vieții tale totdeauna ai cârtit. Astăzi te-am adus anume ca să-ți fie ție un semn, că niciuna nu poți duce decât crucea cea de lemn. Asta este crucea vieții, dată ție de când ești, deci lui Dumnezeu dă-i slavă și de acum să nu cârtești. Cele de metaluri scumpe,
sunt a oamenilor sfinți, care sufăr până la sânge într-o grele nevoințe. Iar tu, cu sărăcia lesne, te vei mântui, dacă vei păzi credința și răbdând vei mulțumi. Turma fără păstor. Se aude azi din depărtare, la Dunăre un geamăt greu, o, cât mai suferi azi de tare în țara poporului meu. Că iată ți-au gonit păstorul și oile s-au risipit, punând la stână roșiorul pe cel tovarăș ca năimit. Azi urși îmi smulg din carne lâna, iar sângele din oil sug, și multe oi, lăsându-și stâna, prin locuri depărtate fug. Sfântul Ioan a scris această poezie când a fost alungat regele Mihai, cel uns de Dumnezeu, și pusă conducerea comunistă. Ați putut observa, adică tovarășul năimit, pus de roșiorul, adică Partidul Comunist Roșu, urși, adică guvernul sovietic, care simbolizat prin urs, care sugeau sângele din oi și carnea din lână, că au pus cu forța toată această conducere. În plaiul strămoșesc departe, oftează frații cu amar, fiind siliți acum să poarte povara crucii spre calvar. O, suflete nemângâiate, din lagărul de suferință, voi însetați de libertate, păzindu-vă sfânta credință. Voi socotiți pe cei de afară, adică din străinătate, din țările vestice mai ales, că sunt în raiul desfătării, că nu e viață mai amară ca astăzi pe pământul țării. Voi așteptați o mângâiere, o rugăciune de la noi, dar nu aveți la cine cere, căci toți suntem într-o nevoi. Pribegi, înstrăinați de casă, suntem săraci, răzleți, căci Duhul vrajbei nu ne lasă să fim măcar acum uniți. Ca pleava astăzi ne împresoară vârteșul greu al vrăjmășiei și viața noastră e mai amară, ne-o facem noi în pribegie. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.